George Luis Borges, urmașii lui Adam. A existat o grădină sau grădina a fost un vis? În mijlocul luminii trecătoare am încetinit și m-am întrebat aproape pentru consolare, cum era perioada trecută, peste care acest Adam nenorocit acum a domnit cândva. N-ar fi putut fi doar o iluzie magică a acelui Dumnezeu pe care l-am visat? Deja e imprecis în memoria mea paradisul limpede. Dar știu că există în floare și abundență, deși nu pentru mine, pedeapsa mea pentru viață este pământul încăpățânat cu lupta incestuoasă a lui Cain și Abel și a odraslelor lor. Nu aștept nicio iertare. Totuși, e mult să fii iubit, să fii cunoscut adevărata bucurie, să fii avut, chiar dacă doar pentru o zi, experiența de a atinge grădina vieții. Shinto. George Luis Borges. Când tristețea ne doboară pentru o secundă, suntem salvați de umilele căderi în vânt, ale atenției sau ale memoriei, gustul unui fruct, gustul apei, chipul pe care ni l-a redat un vis, prima insomnie din noiembrie, dorința nesfârșită a busolei, o carte pe care o credeam pierdută, pulsația unui hexametru, cheia care ușor ne deschide o casă, mirosul unei biblioteci sau al lemnului de santal, fostul nume al unei străzi, culorile unei hărți, o etimologie neprevăzută, netezimea unei unghii șlefuite, data pe care o căutam, cele 12 bătăi de clopot întunecate care sună când le numărăm, o durere fizică bruscă, 8 milioane de zeități șintoiste călătoresc în secret pe tot pământul. Acei zei modești ne ating și merg mai departe. Jacques Kerouac. Jacques Kerouac. 1922-1969. Cum se meditează? Stinge lumina cu mâinile încleștate, cazi într-un extaz instantaneu, ca o injecție de heroină sau morfină, glanda din interiorul creierului meu se descarcă, fluidul bun și fericit, cel sfânt, ca și cum mă aplec în jos și îmi țin toate părțile corpului până la o transă de moarte, vindecarea tuturor bolilor mele, ștergându-mi toate, nici măcar o fărâmă de speranță sau un rest de nebunie rămase în corp, ci mintea goală, senină, fără gânduri. Când un gând vine de departe cu intenția de a izvorâ înainte de a-ți imagina tabloul,
îl stârnești, îl respingi, îl prefaci și el se estompează, iar gândul nu mai vine niciodată și cu bucurie îți dai seama pentru prima dată că gândirea e ca și cum n-ai gândi. Așa că nu trebuie să gândesc nicio clipă mai mult. Visuri de zi pentru Ginsberg. Mă întind pe spate la miezul nopții, ascultând minunatul și straniul clopoțel al ceasurilor și știu că e miez de noapte și în acea clipă întreaga lume înnoată la vedere pentru mine sub forma unui frumos roi înghesuitoare de lumi. Totul se întâmplă, strălucește, țările lui Buddha, Bhuti, arzând în credință, știu că sunt veșnic corect și tot ce trebuie să fac în timp ce ascult vocile obișnuite și persistente ale doamnelor care vorbesc în vreo bucătărie la miezul nopții cu cești de cacao și ardoare pentru a da din cap. Dragă limbuție, voi scrie toate vorbele lumii pretutindeni în această dimineață, lăsând secțiuni deschise între paranteze, pentru propria mea simțire interioară, gânduri cu hohotele mele, tot creierul, toată lumea care vibrează, am pus repede 1000 de cuvinte, de pagini, comprimate într-o secundă de timp. Voi fi mult timp îmbrăcat în veșminte lungi și cu părul lung și auriu, în celebra după amiază grecească a unui oraș grec. Faima nemuritoare, deci, vor trebui să mă găsească acolo unde mă vor găsi, pus în saci de giulgiu care zboară. Drapelul lui Lucien sau Gor Vidal va fi uimit, enervat. Cuvintele mele vor fi scrise în aur și păstrate în biblioteci ca Finnegan's Wake și Visions of Neil. George Luis Borges. Urmașii lui Adam. A existat o grădină sau grădina a fost un vis? În mijlocul luminii trecătoare am încetinit și m-am întrebat aproape pentru consolare, cum era perioada trecută peste care acest Adam nenorocit acum a domnit cândva? N-ar fi putut fi doar o iluzie magică a acelui Dumnezeu pe care l-am visat? Deja e imprecis în memoria mea, paradisul limpede. Dar știu că există în floare și abundență, deși nu pentru mine, pedeapsa mea pentru viață este pământul încăpățânat cu lupta incestuoasă a lui Cain și Abel și a odraslelor lor. Nu aștept nicio iertare. Totuși, e mult să fii iubit, să fii cunoscut adevărata bucurie, să fii avut
chiar dacă doar pentru o zi, experiența de a atinge grădina vieții. E mult să fii iubit, să fii cunoscut adevărata bucurie, să fii avut, chiar dacă doar pentru o zi, experiența de a atinge grădina vieții.